Bună seara și bine v-am găsit la Jurnalul Regional. Rețeaua de transport din zona metropolitană este într-o continuă schimbare. Cea mai importantă va fi partea feroviară, care va lega orașul de mai multe comune din proximitate. Astfel, trenul va fi o opțiune facilă și sigură pentru persoanele care vor să scape de agitația și traficul infernal din oraș și din zonele apropiate. Proiectul are o valoare estimată de 270 de milioane de euro și este propus spre finanțare în cadrul programului Transporturi 2021-2027. Trenul metropolitan este unul dintre cele mai așteptate proiecte din Iași, în special de cei care fac naveta. Implementarea lui stă în mâinile Consiliului Județean și a Primăriei, instituții care trebuie să se ocupe de documentații. României și proiectul Iașului a fost inclus prin ordin de ministru, între proiectele finanțabile pe această linie de finanțare. Iată, facem astăzi un pas în plus, respectiv în plenul Consiliului Județean și urmează și plenul Consiliului Local Iași și ale celorlalte consilii locale, parte din Asociația de Transport Metropolitan, să aprobăm acordul de parteneriat pe care îl vom încheia cu CFR Infrastructură, această entitate fiind cea care ne va acorda consultanță în dezvoltarea proiectului de la faza de studiu de fezabilitate. Astfel, ieșenii vor putea circula mai ușor și rapid distanță pe care le-ar fi parcurs în 10 de minute cu mașina. Va presupune dezvoltarea traseelor pe axa vest-est dinspre Poduiloaiei, Lețcani către Holboca. De asemenea, vom dezvolta traseul metropolitan și de la Gara Nicolina către Piciorul Lupului. El va presupune și construirea de infrastructură de cale ferată nouă, o conexiune nouă de la Holboca către aeroportul Iași și Aroneanu. Asta va sprijini inclusiv conectarea cu aeroportul Iași. Pentru a facilita accesul unor comunități importante la sistemul de tren metropolitan, este necesară construirea a două pasaje auto și pietonale supraterane în zona Dacia Canta și în Tomești. Plenul Consiliului Județean Iași a aprobat astăzi în ședința ordinară proiectul de hotărâre privind transmiterea în comodat către Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Sfânta Maria a computerului tomograf achiziționat în cadrul proiectului de extindere a unității de primiri urgențe, o investiție a cărei valoare totală este de 3,6 milioane de lei. În vederea îmbunătățirii calității serviciului medical s-a aprobat și dotarea cu un sistem de transport automatizat care să conecteze zona laboratoarelor spitalului cu unitatea de primiri urgențe, astfel încât transportul probelor de laboratori între UPU și zona laboratoarelor spitalului să se facă cu maximă eficiență. Consilierii județeni au mai aprobat un proiect de hotărâre privind suplimentarea listei de dotări cu paturi de terapie intensivă, mobilier medical, mobilier tehnic de calcul și dotări pentru spațiul de joacă dedicat copiilor. DRDP Iași a recepționat lucrările proiectului de modernizare a drumului național 28B Târgu Frumos-Botoșan. Demersul vine după finalizarea lucrărilor la punctele de calamități constatate la limita județelor Iași și Botoșani și din zona Zăicești, Mănăstirea Sozin. Recepția a fost semnată condiționată de remedierea unor lucrări de siguranță a circulației și de relocarea unor rețele de utilități de pe traseu, care nu împiedică însă desfășurarea în bune condiții a traficului. Cu această ocazie, DRDP Iași redă traficului un drum complet modernizat în lungime de peste 70 de kilometri, care leagă județele Iași și Botoșani, cu platforma drumului lărgită la 9 metri, poduri și podețe modernizate, alături de girații și intersecții, la nivel complet reconfigurate și amenajate conform standardelor. În total au fost reabilitate 8 poduri. Unul a fost construit de la zero, iar intersecția cu DN28 de la Târgu Frumos a fost sistematizată în soluție de sens giratoriu cu câte două benzi. Este al doilea drum național complet modernizat redat botoșănenilor în decurs de un an după DN29 de Botoșani-Ștefănești, lucrări prin care DRDP Iași va oferi celor care tranzitează județele Iași și Botoșani legături rutiere viabile. Valoarea totală a contractului a fost de 448 de milioane de lei cu TVA inclus. Tarifele la RCA se schimbă considerabil de la un oraș la altul. Cele mai mari tarife vor fi plătite de către conducătorii auto care stau în București și Ilfov, după publicarea de către ASF a tarifelor de referință. La polul opus, Iașul va avea tarife cu 70% mai mici,
Explicația, numărul accidentelor rutiere în capitală este mai mare față de alte orașe, aici fiind 20% din numărul total al mașinilor din România. Spre exemplu, la categoria de vârstă 31-40 de ani, o poliță de asigurare pentru capitală și Ilfov costă de la aproape 2000 de lei în sus, dublu față de restul județelor. Tragedie în județul Buzău după ce un muncitor care lucra pe unul dintre șantierele autostrăzii A7 și-a pierdut viața în urma unui accident de muncă. Acesta a căzut de la o înălțime de 5 metri după ce s-a dezechilibrat. Bărbatul a ajuns la spital conștient și cooperant, însă din cauza rănilor multiple, starea lui de sănătate s-a degradat și a murit ceva mai târziu. Incidentul este investigat de Inspectoratul Județean de Poliție și de inspectorii Inspectoratului Teritorial de Muncă, care au efectuat anterior un control pe același șantier cu câteva săptămâni înainte. În urma acelei vizite au fost impuse mai multe măsuri, inclusiv în domeniul securității și sănătății în muncă, pentru a preveni astfel de accidente. Pacientul, după investigațiile computer tomograf, s-a decelat că ar avea un traumatism craniocerebral acut închis cu o hemoragie subaracnoidiană înaltă, un traumatism de coloană cu fractură de T12 care și coloană sacrată, cu hematoame importante care ajungeau până la nivelul retroperitoneului și a avut și fractură bimaleolară de gambă dreaptă. Inspectori ai Consiliului de Monitorizare au descoperit condiții deplorabile la Centrul de Abilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități, Casa Colibri, partea Complexului Rezidențial de Servicii Sociale Războieni, aflat sub autoritatea Consiliului Județean Neamț. Potrivit președintelui Consiliului de Monitorizare, Gabriel Botnariu, centrul găzduia 50 de persoane. Deși capacitatea maximă este de 32, beneficiarii trăind în condiții insalubre. Inspectorii au remarcat lipsa hainelor de schimb și faptul că persoanele găzduite erau neglijate. În urma descoperirilor au fost alertate autoritățile competente, inclusiv ANPC, DSP, AJPIS și Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități, care va trimite un corp de control la fața locului. Ancheta continuă, iar inspectorii vor rămâne în centru timp de 3 zile pentru investigații suplimentare. De asemenea, DGASPC Neamț a demarat o anchetă internă și a trimis echipe de verificare în toate centrele pentru persoane adulte cu dizabilități. La Războieni funcționează un centru destinat persoanelor adulte cu dizabilități cu afecțiuni psihice severe. Din cauza specificului bolii, beneficiarii nu pot fi îngrijiți în familie și nici în alte centre, ei necesitând anumite condiții de siguranță. Pentru a rezolva o parte din lipsa locurilor pentru astfel de beneficiari, DGASPC Neamț are în implementare un proiect cu finanțare națională, prin intermediul căruia se construiesc 3 locuințe protejate cu o capacitate de 24 de locuri, care se părea excedentul de beneficiari. Termenul de finalizare al acestui proiect este decembrie 2024. Continuă problemele cu legea în cazul primarului municipiului Botoșani, Cosmin Andrei. Deși a câștigat un al doilea mandat, dosarul deschis de DNA pe numele său merge mai departe. Cosmin Andrei este suspectat că pe 25 august 2021 ar fi remis lista cu subiectele propuse de către membrii comisiei unei candidate la postul de consilier clasa 1, grad profesional superior, scos la concurs de Direcția de Taxe și Impozite. Ca urmare a acestor demersuri, la data de 26 august 2021, persoana respectiv ar fi promovat concursul și ar fi ocupat în mod fraudulos postul respectiv. Primarul a fost acuzat de folosirea de informații confidențiale și permiterea accesului neautorizat, fapte care au adus plasarea sub control judiciar. Persoana care a beneficiat de informații ar fi fost chiar amanta primarului, iar soțul acesteia a furnizat procurorilor probele incriminatoare. Momentan, dosarul se află în camera preliminară, după ce Tribunalul Botoșani a dispus începerea judecății cauzei. Însă decizia nu este definitivă și a putea fi contestată la Curtea de Apel Suceava. Dacă va fi găsit vinovat, Cosmin Andrei își poate pierde mandatul de primar. Autostrada A8 pe sectorul Ieșan face un pas important. Două porțiuni de pe segmentul de 93 de kilometri au trecut în alte etape după 2 ani de întârzieri. Întreg traseul a fost împărțit în 4 tronsoane: Mosca-Târgu Frumos, Târgu Frumos-Lețcani, Lețcani-Iași și Iași-Ungheni. Autostrada A8 de pe teritoriul județului Iași are practic două proiecte. Proiectul aflat în faza de actualizare a studiului de fezabilitate, care presupune construirea de la Târgu Neamț către Ungheni, care a parcurs, iată, dezbaterile publice și sperăm noi ca în ședința de CAT a Agenției de Protecție a Mediului de pe 2 august să se decidă emiterea acordului de mediu
practic ultima etapă înainte de intrarea spre avizarea indicatorilor. Iar cel de-al doilea proiect este proiectul gestionat tot de CNAIR de realizarea podului, de la unui pod nou la Ungheni. Firmele care au câștigat licitațiile pentru cele două capete finanțate prin PNRR ale autostrăzii A8 vor intra în scurt timp în teren, susține Cătălin Urtoi, membru în Consiliul de Administrație al noii companii înființate CNIR, care va prelua de la CNAIR mai multe loturi din acest obiectiv. În continuare sunt probleme pe sectorul montan al autostrăzii, unde este nevoie de finanțare și multă voință politică pentru deblocarea proiectului. Cătălin Urtoi preconizează că din toamnă compania omului de afaceri Băcăoan Dorinel Umbrărescu ar putea începe lucrările la lotul de autostradă Leghin-Moțca. Pe celălalt capăt, câștigat de o companie din Turcia, s-ar putea demara primele lucrări la începutul anului viitor. Proiectul pe capătul dinspre Moldova, de la Leghin la Moțca, unde lucrează UMB-ul, e finalizat. În momentul ăsta este în faza de avizări în cadrul companiei CNAIR, urmând ca... Eu zic că în septembrie UMB-ul va intra cu prima lopată, cum se spune, cu utilajele. Deci în septembrie începe construcția autostrăzii A8. Exact. Că e o... Exact. E un petic acolo, un petic de 24-25 de kilometri, important. Ok, e un început. Important. E mare, normal, este un început. Bun, celălalt capăt? Pe partea Târgu Mureș-Mercurea Nirajului, inclusiv conexiunea la A3, acolo este o firmă din Turcia. În momentul de față, ce pot să vă spun, că ei sunt în faza de proiectare. Probabil va fi puțin întârziată faza de proiectare ale celor 6 luni, pentru că au găsit niște neconformități în proiect. Aici vorbim de niște structuri de rezistență. Dar nu e nimic grav. Bun, în privința sectorului montan, din cele 6 loturi au fost scoase la licitație doar 2. În variantă optimistă, până la sfârșitul anului s-ar putea scoate la licitație celelalte 4 loturi. Dar aici intervine problema finanțării, pentru că și cele 2 loturi au fost lansate printr-o clauză suspensivă care se referă la cofinanțarea părții române. 40% din proiect este asigurat de Comisia Europeană, dar diferența de 60% trebuie să o asigure statul. Secțiunea montană, cea mai dificilă, cea împărțită în momentul de față în 6 loturi, din care 2 loturi, respectiv Mercurea Nirajului Sărățeni și Leghin Pipirig, sunt în momentul de față. Sunt capetele cumva, nu? Să le zicem capetele. Nu, e zona, cel mai corect este spus, e zona, secțiunea montană, Mercurea Nirajului Leghin. Sau da. Vânător Neamț, mai corect, da. Pe o lungime de 159,2 km, din care 2 loturi care sunt la CNAIR au fost scoase la licitație de către CNAIR. De ce, doamne? Iar celelalte 4 loturi, deja s-a semnat protocolul, procesul verbal de preluare-predare de la CNAIR la CNIR. În acest moment sunt destule firme interesate pentru construcția primelor 2 sectoare montane, pentru care au fost solicitate peste 300 de clarificări. Culturile piscicole au fost devastate de canicula de afară. La Iazul Drăgșani, cel mai mare din România, s-a înregistrat o pierdere de aproape 1,5 tone de pește din cauza cantității mici de apă și oxigen. Din acest motiv, administratorul unei firme piscicole a scos 6 tone de pește din apă, care vor ajunge la piață. Spre deosebire de alte domenii, piscicultura nu beneficiază de subvenții de calamitate, iar pierderea unei cantități atât de mari de pește are un impact major asupra tuturor fermierilor. Furnalul numărul 5 al fostului combinat Sidex Galați va fi repornit în următoarele zile ca răspuns la cererea pentru produsele sale din tablă groasă. Decizia vine după o întâlnire între președintele executiv al companiei care deține combinatul și viceprim-ministrul României, Marian Neacșu. În cadrul acestei întâlniri au fost discutate planurile de repornire a activității furnalului pentru a răspunde nevoilor pieței locale de oțel, în special în sectoarele de infrastructură și construcții navale. De asemenea, s-au abordat planurile companiei de a investi în transformarea combinatului într-un producător de oțel verde, contribuind astfel la dezvoltarea durabilă a industriei oțelului în România și Europa. Cu o poziție mai stabilă pe piață, repornirea furnalului numărul 5 va permite companiei să își consolideze avantajele competitive în producția de tablă groasă și produse acoperite. Acestea sunt esențiale pentru clienții din sectoarele de infrastructură și construcții navale, atât în România, cât și la nivel european.
Liberty Galați este cel mai mare producător de oțel integrat din România, cu o capacitate de producție de aproximativ 3 milioane de tone anual. Consiliul Județean Botoșani a anunțat lansarea unei licitații pentru realizarea lucrărilor de consolidare și creșterea eficienței energetice a clădirii Protecției Civile, care adăpostește și sediul SMURT Botoșani. Proiectul, finanțat cu 7,5 milioane de lei prin Programul Național de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic Ridicat, include studii de fezabilitate și un proiect tehnic deja finalizate. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 29 iulie, iar Consiliul Județean va asigura o cofinanțare de 200.000 de lei. Președintele Doina Fedorovici a subliniat că această inițiativă face parte dintr-un efort mai amplu de valorificare a fondurilor disponibile și de îmbunătățire a infrastructurii locale, menționând că proiectul este unul dintre primele 50 din țară acceptate în cadrul programului național. În paralel, Consiliul Județean a depus și un alt proiect pentru consolidarea sanatoriului Podriga, aflat în prezent în etapă de realizare a documentațiilor tehnice. Acestea au fost știrile, urmează rubrica Meteo. Vreme plăcută astăzi în Moldova, cu temperaturi în creștere față de ziua de ieri. Mercurul din termometre a trecut pe alocuri de 30 de grade și doar în câteva județe din Moldova. Maximele au fost cuprinse între 27 și 32 de grade, cel mai cald fiind în sudul regiunii. După amiază, episoadele de instabilitate atmosferică s-au manifestat la început în zonele montane, iar spre seară și la noapte în celelalte regiuni. Vor fi averse torențiale, intensificări ale vântului și descărcări electrice. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20-30 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 40 de litri pe metru pătrat. Pe alocuri vor fi vijelii, rafale în general de 50-70 de kilometri pe oră și căderi de grindină. De altfel, instabilitatea atmosferică se va menține accentuată și în următoarele două zile în cea mai mare parte a țării. În intervale scurte de timp sau prin acumulare în zonele montane din Moldova, cantitățile de apă vor fi de 30-40 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse de peste 50-70 de litri pe metru pătrat. În aceste condiții, maximele nopții vor fi cuprinse între 16 și 21 de grade. De mâine, vremea intră într-un proces de răcire, vor fi semnalate precipitații, iar temperaturile maxime vor fi de 22 de grade în Suceava, 24 în Botoșani și Neamț, 26 în Iași, 27 în Bacău, Vaslui și Vrancea și 28 în Galați. Luăm doar o scurtă pauză de publicitate și revenim alături de invitatul jurnalului.